Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi fecioare, la o nouă etalare pentru zodia voastră, pentru cea de-a treia săptămână din luna martie, săptămâna 14-20 martie. Și voi începe cu uh, sfaturile îngerașilor pentru voi. Să vedem ce au aceștia să vă spună, dragi fecioare. Voi extrage doi, două sfaturi, doi îngerași. Unul, 2 Primul îngeraș care vine pentru tine, dragă fecioară, este celeste. Acesta spune: "Urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă." Este un mesaj extrem de fericit pentru tine, dragă fecioară, se pare că ești într-un moment al vieții când, iată, vei avea parte de o schimbare. Este o schimbare care aduce o nouă energie în viața ta. Ori îți vei schimba casa, locul în care trăiești zi de zi, ori sediul în care muncești se va schimba. Pentru unii dintre voi este foarte posibil să vă mutați alături de partener în aceeași locuință, să împărțiți același mediu. Pentru alții este foarte posibil ca locul de muncă unde vă desfășurați activitatea să își modifice sediul sau să. Da, se schimbe pur și simplu locul în care uh, activează. Uh, această mutare se pare că va aduce o nouă energie pozitivă pentru voi și bineînțeles că uh, multe schimbări vor urma uh, acesteia deoarece odată energiile schimbate, clar, aceasta va aduce noi și noi modificări în viețile voastre. Mulțumim îngerașului. Al doilea îngeraș pentru tine, dragă fecioară, este Tereza, care îți spune, gata, ai fost atât de ocupat, ocupată cu satisfacerea nevoilor altora, însă acum e vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Da, este un mesaj extrem de important pentru tine, dragă fecioară. Iată, este bine că și vin să-ți amintească faptul că și tu meriți să te îngrijești, și tu meriți o atenție deosebită. Este vremea să te oprești și să ai grijă de tine însuți. Probabil că până acum ai fost mai mult ocupată cu... ocupată, ocupată cu îngrijirea celorlalți sau te-ai îngrijit de nevoile celorlalți mai mult decât ai făcut-o pentru nevoile tale. Dar iată că este cazul să te oprești un pic și să-ți acorzi și ție acele mici bucurii de care este bine să te fericești. Cu asemenea prilej ai putea, de exemplu, să te duci la un coafor, să, -ți, să ai parte de un nou look, poate un nou machiaj, unii să vă faceți un masaj, o pedicură sau o baie cu săruri. Toate aceste lucruri se pare că ajută foarte mult la întărirea stimei de sine și la regăsirea acelei valori personale pe care cu toții o mai pierdem din când în când. În momentul în care tu vei avea grijă de tine, toate celelalte evenimente din viața ta se vor rezolva aproape de la sine, vei vedea, și celelalte persoane vor veni mult mai încântate spre tine. Da, mulțumim îngerașilor! Să vedem mai departe oracolul dragostei, ce spune pentru Fecioară pentru a treia săptămână din martie oracolul dragostei și voi extrage trei carduri. Unul. Două. Trei. Primul mesaj pentru tine, dragă fecioară, este Healing Heart, adică inimă care se vindecă. Te vindeci după o despărțire, te eliberezi de o relație toxică sau de o dependență în viața ta. Uh, și iată în imagine este o fată care își coase inima. Uh, da, se pare că și tu, dragă fecioară, ești într-un asemenea moment în, în viața ta când, uh, iată, tocmai ai ieșit dintr-o relație uh, care se pare că nu era cea potrivită pentru tine, așa încât ai avut mult de suferit uh, și este foarte important că ai hotărât să-i pui punct sau că aceasta s-a terminat pur și simplu de la sine. Este important că, iată, te muți spre o nouă fază a vieții tale, dar înainte de a o face, merită să te oprești un pic, să tragi linie și să vezi ce ai avut de învățat din această experiență de viață să te eliberezi de, aceste, de toate elementele toxice care au fost între voi, de toate sentimentele negative pe care le-a trezit această relație în inima ta. Este foarte bine că totul s-a terminat, iată, și în acest moment poți să ai grijă de inimioara ta mai mult decât oricând. De, a, de aceea ești gata să uh, scoți din ea toate acele săgeți care au fost îndreptate către tine, uh, și să uh, lași apoi uh, rănile făcute de acestea să se vindece. Uh, relațiile toxice nu au ce căuta în viața noastră. Uh, ele sunt uh, pot fi descoperite ușor, uh, pot fi recunoscute ușor în viața noastră. Și anume, atunci când te storc foarte mult de energie, când îți, îți provoacă numai griji probleme, atunci este clar că acea relație nu are ce să caute pentru tine și este mai bine să mergi mai departe, lăsând-o pe aceasta în urmă. Este clar că și aceste relații uh, toxice sunt un fel de dependență pentru noi. Uh, mulți dintre noi am învățat uh, de-a lungul timpului să ne agățăm de anumite situații sau de persoane în viața noastră, persoane pe care poate le-am privit într-un anumit fel la început, ne-am creat o imagine falsă despre ele. Uh, urmând ca uh, în momentul în care ne-am trezit la realitate cu aceste persoane lângă noi, Văzând, să vedem discrepanța dintre adevăratul lor eu și falsul lor eu pe care îl aveam noi în, în creonat în minte, al doilea mesaj care vine pentru tine, dragă fecioară, este seducție. Este vorba aici despre atracție, flirt, întâlnire, tentație, interferență o petrecere cu interferență. Da, este un mesaj extrem de fericit pentru tine, iată că a venit primăvara, soarele strălucește parcă mai tare, noi suntem mai bucuroși decât până acum pentru că vedem mai multă lumină în jurul nostru lumină care ne umplă de o energie nouă, pozitivă și iată că suntem mult mai dornici să împărtășim emoții pozitive și să împărțim cu celălalt, cealaltă din viața noastră acest sentiment unic care este iubirea. Se pare că ești într-o perioadă când te simți foarte atras de o persoană, această persoană vine către tine, este jovială, este plină de viață, tu o recunoști ca fiind ca atare și o dorești foarte mult în viața ta. De aceea flirtezi cu ea, îi acorzi o șansă să vină lângă tine. Este foarte bine că faci așa pentru că momentele de bucurie, aceste momente unice pe care le creăm în viață sunt tot ceea ce contează. Din ele ne putem adăpa și ne putem crea resursele necesare pentru a face celelalte lucruri din viața noastră. Iată că ei hotărârea să te întâlnești cu această persoană, probabil să mergi împreună cu ea și la o anumită petrecere, nu știu cât de deschisă este zona petrecerilor în această perioadă, dar probabil că unele mai ascunse așa mai restrânse pot avea loc. Dacă se întâmplă așa și pentru tine, fi fericit, bucură-te de moment, trăiește clipa, cum ar spune poetul. Și Mergi mai departe alături de persoana pe care tu ai ales-o în viața ta. Următorul mesaj pentru tine, dragă fecioară, este talking. Vorbind, cineva care vorbește, ești interesat, un mesaj pe care îl așteptai, sosește, un text, un telefon, un mail, te bucuri. Uh, conversezi mai mult. Uh, se pare că ești într-o asemenea perioadă a vieții tale, dragă fecioară, când, iată, uh, ești foarte deschis uh, față de ceilalți. Uh, se pare că în zona ta de confort uh, ai și persoanele cu care poți să închei uh, o mică discuție poți să ai o mică discuție, poți să te bucuri de a și anumite informații, date sau pur și simplu să vorbești pentru a-ți face, pentru a-ți crea o stare de bine. În afară de aceste aspecte, iată că ești mai interesat decât Oricând se pare că aștepți un mesaj de undeva, iar acest mesaj nu întârzie să apară. El va veni prin intermediul unui telefon sau unui e-mail și te va bucura enorm. Păstrează-ți atitudinea deschisă și optimistă în fața Universului, pentru că astfel acesta se va revărsa asupra vieții tale cu noi și noi ocazii de a te face fericit. Fericită. Mulțumim oracolului dragostei pentru aceste cărți împărtășite. Să vedem mai departe tarotul, tarotul pentru Zodia Pecioară Pentru perioada 14-20 martie. Voi extrage 12 cărți după cum sunt ghidată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iar la baza pachetului pentru tine, dragă fecioară, se află, iată, 9 de cupe. Acest 9 de cupe te înfățișează într-o uh, ipostază în care uh, ți-ai îndeplinit toate sarcinile și ai ajuns la acea plenitudine pe care ți-o poate da bunăstarea. Din toate punctele de vedere pe care o trăiești în aceste clipe. Este o bună stare pe toate planurile. Se pare că toate cupele tale sunt pline. Ești într-o atitudine contemplativă, te bucuri că este așa, te bucuri de orice lucru pe care îl poți avea în această stare de plenitudine. Da. Mulțumim pachetului. Să vedem cele 12 cărți. Și avem așa. 7 de pentagrame, cavalerul de cupe, 6 de pentagrame, 3 de cupe, 4 de bâte, asul de cupe, 6 de bâte, 4 de cupe, 4 de săbi, 9 de săbi, 5 de bâte și 7 de cupe. Da, se pare că din această etalare lipsesc cărțile din Arcana Majoră. Nu-i nimic, ne vom orienta citirea după cărțile prezente. Iată că în etalarea ta este prezent pentru început, dragă Dragă fecioară, asul de cupe, care vorbește de un nou început, un început extrem de fericit la nivel relațional pentru tine. Se pare că ești gata, mai mult decât oricând, să începi o nouă relație în viața ta, să oferi unei noi persoane o nouă șansă la iubire. Ești pregătit să dăruiești și să oferi iubire dintr-o zonă de confort pe care ai avut-o până acum și pe care o ai și în prezent. Te bucuri de acel confort, după cum am văzut în cartea anterioară, de la baza pachetului. Acest lucru îți permite să dăruiești multe lucruri prețioase. Persoanei de lângă tine și mai mult decât atât, mai ales uh, momente de calitate petrecute împreună, uh, bucură-te că ești la început de drum uh, alături de o persoană care iată merită să fie în viața ta, pentru că, în primul rând, tu ai ales-o să fie cu tine și ai ales-o pentru că uh, ți-a captat atenția uh, cu jovialitatea, cu, cu pasiunea sa cu atitudine sa deschisă și extrem de pozitivă. Acest patru de bâte, iată, te arată pe tine într-o perioadă extrem de fericită din viața ta în care clădești ceva, măreț alături de persoana de lângă tine. Iată acest cuplu cum stă înconjurat de abundență. În fața castelului uh, său, uh, și înconjurat și de alți uh, semeni. Uh, aceste patru băte au uh, în vârful lor o cunună, uh, ceea ce înseamnă multe rezultate pozitive împreună. Uh, se pare că uh, ești împreună cu o persoană care îți poate oferi sprijinul necesar în orice moment al vieții. Și împreună, alături de care reușești să clădești ceva extrem de solid în viața ta. Bucură-te că se întâmplă așa, pentru că nu foarte mulți oameni au parte de așa ceva și se pare că trăiești în momente unice. Iată că acest trei de cupe vine să te aspecteze și într-o perioadă a celebrării se pare că fie că ești numai alături de persoana iubită, fie că sunteți într-un grup de prieteni mai restrâns, alegeți să celebrați ceva, fie că ați reușit un proiect, munca colaborării la un proiect a adus la rezultate pozitive în viața voastră. Fie că pur și simplu simțiți nevoia să celebrați o situație, un eveniment din familie sau din viața voastră, un eveniment fericit, iată că este momentul să o faceți și să vă bucurați extrem de mult. Această bucurie este un prilej de a aduce. Și alte lucruri foarte pozitive și foarte bune, benefice pentru tine pe viitor, în viitorul apropiat. Cavalerul de Cupe, odată în plus, vine să-ți aducă acea veste minunată pe care o așteptai din partea persoanei iubite. Este o veste extraordinară. Vine cu o ofertă către tine. Uh, poate că unii dintre voi așteptați uh, să ca celălalt să vă ofere primii, primele semne că ar vrea să se întâlnească cu voi sau că pur și simplu vrea să facă uh, pasul următor uh, pentru relația voastră. Uh, acest pas următor ar putea însemna pentru mulți dintre voi uh, să se mute împreună sau uh, pentru alții să aducă pe lume un nou suflet, un copilaș sau pentru alții să facă pasul cel mare, de ce nu? Adică să-și unească destinele. Acest șase de pentagrame și șaptele de pentagrame, iată, sunt prezente, sunt prezente, două cărți prezente în etalarea ta, dragă fecioară, și te înfățișează într-o ipostază în care ții foarte mult la echilibrul familial, la stabilitatea ta pe care ai câștigat-o prin munca asiduă până acum. Se pare că ești într-o atitudine, iată șaptele de pentagrame, într-o atitudine contemplativă, oarecum te oprești din munca ta pentru a vedea unde ai ajuns și pentru a observa pur și simplu ce, care este pasul pe care trebuie să-l faci pe mai departe. Se pare că acest echilibru financiar de care tu te bucuri are loc și, și datorită unei chipzuințe ale tale de care dai dovadă în ultimul timp și anume nu prea, nu prea cheltuiești mai mult decât trebuie ții foarte mult ca balanța dintre cheltuieli și venituri să fie mai mult plecată spre zona veniturilor pentru că ții foarte mult la confortul tău, la confortul familiei tale. Și e foarte norm e extrem de bine să fie așa. Extrem de firesc. Avem aici un 4 de săbi și un 9 de săbi care te prezintă într-o situație în care, pe care ai trăit-o până nu de mult și care ți-a creat foarte multe griji. Din cauza acestor griji, iată că nu prea dormeai noaptea, este posibil să fie avut anumite coșmaruri chiar pe care ți le-au creat anumite evenimente sau persoane din viața ta cu atitudinea lor. Iar acest patru de săbii te prezintă într-o atitudine de meditație și de vindecare, ești încă într-un asemenea moment de vindecare, se pare că aceste situații din viața ta care ți-au creat supărări, nu au trecut, nu au fost lăsate să plece în mod definitiv din viața ta. Încă sunt momente când te gândești la ele, și de aceea alegi calea meditației, calea vindecării printr-o metodă spirituală sau alta. Și această vindecare va veni în mod clar cu o schimbare extrem de pozitivă pentru tine. Acest patru de cupete arată într-o ipostază în care. Uh, atenție că nimic uh, nu prea te mai poate bucura, uh, se, se, pare că ești o persoană care îi place mai mult să ofere decât să primească, așa încât uh, ca orice vine spre tine, nu, nu, numai că nu te poate bucura, dar nici nu poți primi uh, cu inima împăcată, pentru că probabil că așa ești obișnuit, uh, nu prea îți place să primești uh, daruri. Uh, da, pe unii dintre voi este, este clar că nu-i mai poate bucura aproape nimic în viața lor, probabil tocmai datorata, datorită acelor griji pe care le-ai simțit până nu de mult și care iată că nu au plecat încă definitiv din viața ta. În momentul când vei reuși să te detașezi de ele, este clar că va reveni și lumina în viața ta. Acest 5 de bâte iată arată anumite conflicte de care s-ar putea să ai parte în acest moment este posibil să te cerți cu cineva, mai mult din cauza unor convingeri, am putea spune, pe care le aveți, deci să fie mai mult o ceartă, o sporovoială așa, de dragul de a spune ceva. Uh, dar este clar că din această ceartă fiecare va porni pe drumul său. Uh, este de asemenea posibil ca această ceartă să fie una la nivel mental, uh, la nivelul tău personal. Este vorba de o ceartă între gândurile tale. Uh, este posibil să ai parte de anumite emoții și gânduri mai contradictorii, să nu prea știi ce să faci, încotro să apuci. Uh, Iată și acest 7 de cupe care vine să te atenționeze în legătură cu uh, anumite oportunități care ar putea să vină în viața ta uh, și să ți spună că este posibil să nu alegi pe cea potrivită de la început, de aceea uh, te pune în gardă și uh, îți arată că trebuie să te mai gândești uh, cel puțin încă o dată înainte de a face alegerea potrivită pentru tine. Toate aceste gânduri, toate aceste uh, conflicte mici, uh, griji, uh, supărări, uh, se pare că uh, vor avea un final într-un uh, într sfârșit, și uh, totul uh, se va termina pentru tine cu o victorie. Iată cum arată șasele de bute. Uh, se pare că, după cum au spus cărțile și mai devreme, victoria nu este numai la nivel relațional, emoțional, unde te bucuri de un real echilibru în viața ta de familie. Victoria va venit și în planul carierei, iată, nu peste mult timp. Așa încât păstrează-ți atitudinea pozitivă pentru că lucruri bune vin și pe cărarea vieții tale. Mulțumim tarotului. Să vedem mai departe răspunsurile îngerașilor pentru tine, dragă fecioară. Pentru tine, dragă fecioară. Ia să vedem, avem două răspunsuri. Primul răspuns este nu. Uh, prin urmare, uh, iată că îngerașii au stat, uh, s-au gândit în ceea ce te privește și se pare că, uh, indiferent ceea ce ți-ai dori în acest moment, se pare că nu este momentul pentru aceste evenimente în viața ta. Uh, este probabil cazul să te îndrepți spre alte lucruri, uh, să-ți îndrepți atenția spre alte orizonturi uh, și să... Uh, lași anumite aspecte să plece din viața ta pentru că nu sunt potrivite cel puțin pentru acest moment. Uh, și al doilea mesaj este It's up to you, adică depinde doar de tine. Uh, da, întotdeauna depinde de noi pentru că suntem, uh, nu așa, creatorii propriei, propriei realități, suntem stăpânii propriei vieți uh, și în mod clar, uh, dragă fecioară, depinde și de tine în acest moment uh, ca uh, în o, uh, perioada imediat următoare să trăiești uh, niște momente uh, pozitive și extrem de uh, fericite. Uh, depinde numai de tine, depinde de pașii pe care îi faci acum, depinde de atitudinea ta, de viziunea pe care o ai asupra lucrurilor și de relațiile pe care ți le stabilești în acest moment. Mulțumim îngerașilor, îți mulțumesc și ție, dragă fecioară pentru această, pentru această vizionare, te invit și la alte etalări pe viitor, toate bune!